După tragedia de la 2 mai în care un șofer drogat de 19 ani a ucis cu mașina alții doi tineri, accidentele comise de conducătorii auto aflați sub influența substanțelor interzise sunt tot mai vizibile. Numai în acest weekend o femeie a decedat după ce s-a urcat în mașina condusă de fiul ei drogat, iar un copil de 4 ani a ajuns la spital din cauza tatălui său care consumase substanțe interzise combinate cu alcool înainte să se urce pe motocicleta. O femeie în vârstă de 45 de ani din comuna Mărunței, județul Old, și-a pierdut viața după ce s-a urcat în aceeași mașină cu fiul ei de 19 ani, care era drogat. La un moment dat, acesta a vrut să depășească, dar s-a lovit frontal cu o mașină la volanul căreia se afla un alt tânăr de 27 de ani și care circula regulamentar din celălalt sens. În urma impactului au fost răniți atât cei trei pasageri din ambele mașini, cât și un pieton care se afla în apropiere. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, ambele rezultate fiind negative, însă la o investigare mai amănunțită. Polițiștii polițiști au depistat faptul că, înainte de a se urca la volan, tânărul de 19 ani consumase substanțe psihoactive. Un alt accident produs de un șofer drogat a avut loc și în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Un bărbat de 28 de ani care consumase substanțe interzise, dar și alcool, și-a luat copilul de numai 4 ani pe motocicletă. În timp ce se plimba, șoferul a acroșat portiera unei mașini parcate și a ajuns pe partea carosabilă. În urma impactului, minorul care nu purta cască de protecție a suferit leziuni ușoare. În ambele cazuri, autoritățile au deschis dosare pe ale pe numele inculpaților pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.